Hai mă, bă! Termin odată cu melodia asta foarte stupidă pe care am auzit-o de 10 miliarde de ori până acum! Așa. Bine v-am regăsit, oamenii, la un moment de Happy Wheels! Woo! Mamă, ce șmecher! Sunt eu și... Da, na, nu contează, nu sunt. Nu uitați că dacă lăsați un like veți câștiga un bătrân. Da, și sigur, toată lumea vrea un bătrân. Sunt la mijlocul webcam-ului, sunt. Bun, hai să apăsăm pe play să vedem ce hărți minunate au fost făcute pentru mine acum 3 zile. Pentru că am făcut ieri un episod, am jucat hărțile de pe data de 14. Iată, ping, da? Am jucat hărțile de pe data de 14 și, mamă, sunt o grămadă astăzi. Eu mă gândeam că mă duc pe data de 13 să joc vreo câteva, sau pe 12, sau pe 11, dar nu mai contează. Hai să o luăm de acelea de sus și să sperăm că nu o să ratăm multe hărți. Dar dacă ratezi hărți, nu uitați că le puteți reaploada și mai aveți șanse să fie jucate, ceea ce este literalmente genial, da? Este un pic cam dimineață. De asta sunt... Oh! Vorbesc parcă un pic mai ciudat, parcă vocea mea e mai joasă cât eu. Ah, e aproape 12, nu mai contează. I hate pink quiz, da, un quiz ștecher, ștecher, ok, scris în două feluri. G2A Facebook, am zis că nu mai zic de Facebook, fuck. G2A și Instagram-ul meu acolo și jos în descriere, oameni buni, dacă mă urmăriți, o să mai joci Arma 3 cu Max, dude. Cine mai joacă Arma 3 în 2018? Jesus, era și sticla acolo, m-am speriat. O să mai faci serii cu târnă... Oh my god, târnăcop! Holy shit, dude! O să merg pe da ca să țin speranța vie. Cine e târnăcop, încă? Desigur, îl știm pe Max, îl știm pe Mihai. Târnăcop e o veche poveste. O să mai joc jocuri de la Lidl, categoric. Categoric o să mai joc jocuri de la Lidl. Târnăcop... Eu, când m-am apucat de YouTube, am fost într-o mini grupare de 3 YouTuberi care, practic, erau un singur canal pentru că eram lene și nu voiam să facem fiecare pe canalul lui, da? Și el era unul dintre mine și încă... Și el și încă cineva și practic, el se ocupa de canal înainte să fiu eu YouTuber, știi? Și apoi, la un moment dat, am mai făcut o chestie cu el. Am făcut o serie de Minecraft, ceva, erau și insule plutitoare și aia a fost foarte mișto să mă joc cu el. Iar acum nu știu exact ce a pățit, cred că a murit. Nu, n-a murit, am vorbit cu el acum vreo lună sau ceva de genul ăsta. Bun, dar mă rog, astea sunt informații atât de vechi, frate. Sunt sigur că foarte mulți oameni și măcar nu știu despre ce este vorba. Acum, adică târnăcop, cine Dumnezeule mare e târnăcop? Pentru că i-am zis să-și găsească un nume inteligent. Știi? Și el era ceva gen... A, oamenii joacă Minecraft, nu? Da, ok. O să mă numesc Târnăcop. Târnăcop? Ok, dude, Târnăcop, da. Au mâna mea. Ouch. Oh, shit, dude. Asta ar fi am ratat linia de finish. Minunat! Ar fi genial, da, să mai vorbesc cu el, să fac o chestie cu el. Bla, 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 sper să-ți placă. Bun, descrierea este absolut minunată, sunt bombe aici și Sebi e ștecher. Cum adică Sebi, bă, vrei să zici Sebastian? Bă, dacă m-ar chema Sebastian și cineva ar vrea să-mi zică Sebi, aș zice nu. Numele meu este Sebastian, te rog să-mi onorezi numele spunându-l în întregime. Sebastian, băgați-ai piciorul în pantof. Easy gameplay! Easy gameplay! Zici eu... Nu am văzut alea... Nu am văzut alea acolo. Exit to menu! I hate pink poezii. Poezie, poezie. O să tac din gură pentru că... Dar nu contează. Somnoroase youtuberițe pe la cluburi se adună, se îmbată mangă și le bat bărbații acasă. Apar pe la acces direct și altul la observator, iar mâine veți vedea că au dispărut ca Elodie. Asta nu rimează! Păi ce poezie asta! Gagicar e al lui nume, căci din vas lui el provine și într-o zi de se înțelege... Nu înțeleg... Se... liniuță, n, spațiu, ok... O să încalce doar lege. Ok. Măcar dacă pune și tu doar o lege ca să corespundă numărul de silabe. God damn it, dude! E cea mai proastă poezie existentă vreodată. A fost o dată cam povești, a fost
ca niciodată din blocuri mari împărătești doi prea frumoși youtuberi. Unul era ca luna printre sfinți și altul prin gunoaie, una pe nume Tsuki și altul prin cu... Ok, o să... A fost oribil, știi ce? Dacă cineva poate să facă o poezie mai bună de atât, vă rog să o faci. Dacă cineva poate să facă, atunci vă rog să... Atunci îl rog să o fac... A, da, ok. Nu mai contează, sunt autist. Eu sunt Teo Romanul. Bă, dar parcă am mai jucat o hartă de la... am jucat asta. Băi, asta n-a fost... Asta este pe 15? Suntem pe 16? Păi, dar sunt sigur că... Am mai jucat harta asta. Data trecută, dar nu era pe... Sunt foarte confuz. I hate pink viteza, da? Wow! Eu stai că scrie ceva foarte important acolo. Ia uite ce că să te abonezi cu clopoțel, vezi clopotul. Dacă nu te abonezi cu clopoțel, mă mănâncă. Așa, te abonezi de absolut degeaba, dude. Literalmente, abonamentul tău este de rahat și nu... Și nu valorează deloc. Nu zic eu asta, zice YouTube-ul. YouTube-ul zice asta, nu te uita la mine. Unde Dumnezeule? Unde Dumnezeule mare am ajuns? Mai doriți mape de la mine? Da, eu și personalitățile mele multiple mai dorim foarte multe hărți de la tine. Bun, asta n-are nicio descriere. Ia să vedem pe asta cum e. Foarte interesant. Aha. Extrem de foarte interesant. Bun, următoarea hartă. Ce Dumnezeu e cu harta asta? E plină de pepeni și are un nianchet cu un curcubeu făcut doar din 4 culori, pentru că poate nu fi avut bani să le cumpere pe toate, ce vrei tu. Poate e un nianchet de la să... Mă scuzi. E un nianchet de la foarte sărac, frate, și n-a avut bani. Da, care-i problema? 10.000 de pepeni. Și bătrâni. Și cuptoare cu microunde. Sau televizoare. Mă rog, pe Happy Wheels nu are importanță, pentru că poate fi folosit obiectul ăla ca două chestii. Hai mă... Interesant, am trecut prin... Ok. Hai mă mâine, că stăm aici până mâine, tu-s pepe... Oh, Lord Iisuse. E ok, l-am cruțat pe unul dintre ei. A fost un nivel brutal, a fost oribil. Atâta durere și suferință. Game mode, ai hate pink imposibil. Bă, am mai jucat hărți de la tine, dar era ceva cu PUBG. Acum ce vrei să fac? Stai o secundă. Nici măcar nu mă pot mișca aici. Ce bullshit-ul ăsta? Ok, chiar este imposibil, ai avut dreptate, nu mai zic nimic, boss. Bun. I hate pink, fără descriere. Minunat, asta e prima chestie pe care vreau să o văd când intru pe o hartă. Cum îmi intră ceva în fundul ăla meu mare și mare. Chestia asta funcționează. Ok. Încă ne deplasăm, dacă vă vine să credeți. Da, ne deplasăm. Și firul ăla este foarte întins. Și mergem foarte greu. Te rog, dă-mi o linie de finish mâine, pentru că n-o să mai... Oh my god, I'm done. Nu, domnule, nu stau acolo așa până la primăvară să trec de toate prostiile alea. Bun. Ce Dumnezeule mare cu harta asta e? Oh, scrie ceva acolo în spate. Finish line-uri. Sau un finish line. Ha. Troll. Ok, I hate pink fight. Posibil să fii... Oh, Doamne Iisuse, nu te apropia de mine cu sabia aia foarte ascult. Ok. Am zis, nu te apropia... God damn it. Nu te apropia de mine cu sabia aia ascuțită. Da, să nu îndrăznești. Pleacă și tu de acelea, fă cu katana. Ce te crezi, Jason? Jet de acelea cu toporul tău, băi, pădurarule. Plus că topoarele nu sunt așa cu două de... Încetează! De ce se... Ah! Mă împinge la colț! Am o sabie în mine! Te rog, încetează... Oh my god, apoi e un ninja cu kata... Da, ok. Bun. Minunat. Da, era. Ok. Stai o secundă, am zis katana era... Mașetă era aia, frate.
De are, are Jason. Cred că am zis katana pentru că sunt autist. Bun, I hate pink troll cu 2 de O și cu un singur L. Deci, practic este o hartă minunată. Fii antenă. Ha, 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 mi-am luat... Am mai jucat așa ceva, mi-aduc aminte de așa ceva. Bun, atunci hai să dăm pe pagina cu numărul 3 și o să jucăm nivelul ăsta pe care sigur s-ar putea să nu cred că îl fi jucat. Fai, am jucat așa, god damn. De ce mi-aduc aminte de toate hărțile astea? Mi-aduc aminte, aici Pinky e zeu, ia să vedem. Mi-aduc aminte și de asta. Frate, memoria mea este prea bună. Deci memoria mea este prea bună pentru hărțile astea de Happy Wheels. N-am cum să joc o hartă pe care am jucat-o deja. Sarmale sau mămăligă, frate, sarmale. Pentru că mămăliga nici măcar nu e mâncare, e acolo ceva adițional, știi, când mănânci o ciorbă. Tsuki sau ze... Care era întrebarea mai exact? Stai așa că n-am apucat să citesc. Oh, vai, oh, ce bug vizual, oh. Vei face Outlast. Outlast în 2018. Am jucat Outlast 2. Ce mai vrei de la viața mea, dude? Come on. Dă-i un raid. Dacă ai scris raid greșit și nici măcar nu am cont pe Happy Wheels, dude, nu o să pot să dau niciun raid. I8 Pink vs. Pogoman. A, nu-l suport pe Pogoman. Vreau să fie lovitura supremă de grație în care ce Dumnezeule mare am făcut. L-am apucat de... vreau să-l arunc de aici, dar în același timp l-am apucat dintr-o zonă. Și ce, hai că încerc din nou. Ia treci încoace, mă, nenorocitule. Asta e pentru... A, am murit și... Ok. Asta e pentru toate hărțile bulangii. Bagă-l așa de desubt. Firar. Așa, așa, așa. Yes! Am supraviețuit și el a murit. Asta am vrut să fac, frate. Sunt un om brutal și... Și omor oameni. Ok. I hate pink. Food fight. Nu, am jucat-o pe asta. Am jucat-o pe asta. Bă, o să știu. Old school. Posibil să o fi jucat și pe asta. Mi-aduc aminte de descrierea aia. De dă-i biceps sau ceva. Ok, am jucat-o și pe asta. Picăm în vid. Bun. Dude, am... Câte episoade de Happy Wheels am jucat ceva cu DBD? O să dăm... Ah, ok. O să dăm, uite aici, harta cu numărul 999, I Hit Pink GTA Side din 2017. Dacă mi-o aduc aminte pe asta... Ui, asta e tot? Vreau să fie extrem de proastă. I Hit Pink Fan Art, ia să vedem niște fan arturi. Îmi aduc aminte de asta. De ce îmi aduc aminte de așa ceva? Îmi aduc aminte... Poate toate hărțile cu artwork... Artwork-uri arată așa, dar ideea e că eu mi-aduceam aminte de aia. Aia e pink ciorbă. Mi-aduc aminte. Băi, ești imposibil. Asta a fost făcută acum aproape un an. Fără vreo 4 luni. Ideea e că cum Dumnezeule mare mi-aduc eu aminte de harta asta dacă a trecut aproape un an. Aia e pink execuție, omoară-l pe Pogoman. Ah, ok, asta pare interesant. Apasă aici pentru a trage. Foarte drăguț, foarte interesant, ai 10 la maghiară dacă înveți limba maghiară. Bun, și episodul ăsta de Happy Wheels este extrem de foarte lung, așa că vom pune capăt aici și vom câștiga pisici pentru că ne plac casturii. Asta nu are sens, da. Pe data viitoare, pa, pa, G2A, jocuri ieftine. Bleh!